Stimați telespectatori, ne aflăm la o nouă emisiune în slujba comunității. Invitat de această dată în platoul Informația TV este Ioan Precup, directorul Poliției Locale Satu Mare. Domnule Precup, bine ați venit la Informația TV. Bună ziua, bine v-am găsit. Domnule Precup, lucrați în poliție practic din 1988, în perioada 2001-2005. Ați deținut funcția de adjunct al IPJ Satu Mare. În perioada 2006-2013 ajung la Poliția Locală Satu Mare, iar din 2013 sunteți director general al acestei instituții. Așadar, timp de 15 ani de zile, eu am calculat 5475 de zile, ați deținut funcții de conducere în poliție. Ați fost și în IPJ și în Poliția Locală. Pentru început, dacă ați putea să spuneți care e diferența de instituție, de gândire, de logică între Poliția Locală și Inspectoratul de Poliție al județului Satu Mare. Deci există diferențe între cele două instituții, în primul rând prin competențele pe care le are fiecare instituție. Poliția Națională are competențe mult mai vaste în cercetarea infracțiunilor de toate tipurile, pe când Poliția Locală nu are competențe în soluționarea și cercetarea acestor genuri de infracțiuni. Poliția Locală are competențe mai restrânse, în sensul de poate să constate infracțiuni, dar după constatare are obligația de a asigura locul faptei, de a prinde făptuitorii în situația în care este posibil acest lucru și de a preda făptuitorii la spre instrumentare și cazul spre instrumentare la Poliția Națională. Dar referitor la personal, la calificarea oamenilor. Personalul Poliției Naționale sigur că este mai numeros. Calificarea acestuia este în cele mai multe cazuri mult mai bună, în sensul că mulți provin din școlile de ofițeri sau școlile de agenți de poliție. Dar după cum se știe, și Poliția Națională angajează direct din sursă externă personal, care după aceea îi trimite la pregătire. La școlarizare. La fel și în Poliția Locală, cei care au fost preluați din rândul gardienilor publici sau o parte, sau care au fost angajați pe parcurs, au făcut o pregătire de inițiere de 3 luni de zile în unitățile Ministerului Administrației și Internelor și acum pe perioada când sunt angajați, imediat după ce se angajează, în decurs de un an de zile, aceștia trebuie să urmeze acest curs de inițiere de 3 luni de zile în aceste unități de învățământ. Practic, polițistul local poate purta și armă și atunci trebuie să învețe cum să mânuiască o armă, cum să tragă la țintă. Avem și activități aproape lunare de antrenament cu armamentul din dotare, deci încercăm să ne pregătim din mers și să facem față tuturor. Dar este o pregătire la fel cum este în cadrul poliției, în cadrul IPJ-ului sau în cadrul jandarmeriei, sau un pic mai moale? Nu este mai moale, pentru că pregătirea se face cu cadre ale Ministerului Administrației și Internelor. Sunt în centre care, de exemplu, cele mai apropiate de Satu Mare este școala de agenți de poliție de frontieră de la Oradea sau școala de agenți de poliție de la Cluj-Napoca. Dacă nu sunt locuri, pentru că se alocă în fiecare an, se alocă un anumit număr de locuri care pot fi ocupate de către polițiști locali din județele învecinate, să zic. Dacă nu reușim să ajungem și să ocupăm mai repede locurile, atunci trebuie să îi trimitem mai departe. Și costurile sunt mai... E pe regulă primul venit, primul servit. De regulă. Dar ne-am încadrat. Acum tot efectivul are aceste cursuri efectuate și... Da. Dar la nivelul hârțogăriilor, la nivel birocratic, între IPJ și Poliția Locală, care e diferența? Adică e la fel de ridicat nivelul birocratic și într-o parte și în alta? Nivel birocratic există. La IPJ există diferite ordine care trebuie urmate, care vin de la nivel central și, bineînțeles, unele se dau la nivel local. În schimb, la Poliția Locală tot
dispozițiile sunt la nivel local, adică de la nivelul primarului, Consiliul Local, conducerea poliției locale. Deci nu sunt atât de multe și uneori chiar am spus-o de câteva ori că e mai bine așa, o descentralizare, totul să se pornească și inițiativa de jos, de la nivel local, pentru că cei de la centru nu știu cu ce se confruntă cei din satul mare, să zicem, la Poliția Națională, față de cei din Constanța sau de la Botoșani. Nu întotdeauna situația infracțională sau situația operativă impune aceleași măsuri într-o parte ca și în cealaltă. Și de multe ori se dispun astfel de măsuri. Acum aici aș vrea să nu intru în amănunte, pentru că eu am plecat din sistem de aproape, de chiar de 11 ani și nu cunosc în totalitate procedura și n-aș vrea să greșesc, să intru în Da. Deși sunt, sigur că sunt acțiuni, cel puțin noi știm, de acțiuni rutiere la nivel național. La asta m-am referit mai mult și nu la alt fel de acțiuni. Ideea e că, sigur, și Poliția Națională, Ministerul Administrației și Internelor dă ordine, dar nu poate da ordine decât, nu știu, nu poate da la judiciar, haide, prinde hoțul. Astăzi e ziua în care prindem hoții. Da, aici nu se mai poate, pentru că toate aceste activități necesită o muncă destul de vastă, de amplă și nu se pot prinde hoții la comandă. Bun, strică. Mi-ați spus că primiți ordine de la primărie și Consiliul Local. Practic, care e situația? Cine e... Cui vă subordonați? Primăriei, aparatului executiv sau Consiliului Local? Deci noi suntem un serviciu public în subordinea Consiliului Local. Dar primarul este cel care coordonează activitatea poliției locale. Nu are primarul în acest caz. Deci concret, primar, aveți un primar care vă coordonează sau viceprimar? Deci legislația așa spune că primarul, dar primarul poate să delega. Să desemneze pe unul dintre viceprimari care să se ocupe de activitatea noastră și să urmărească activitatea noastră. Bun, dacă vine un consilier local, vă poate da ordine? Deci nu poate să dea orice consilier local ordine. Deci aici trebuie să înțelegem ce ar fi, asta ar fi n-ar fi o democrație, ar fi haos dacă fiecare ar da ordin într-o anumită problematică. Deci, inclusiv primarul poate da anumite dispoziții în limita și spiritul legii. Deci noi... Am înțeles, și dispozițiile vi le dă în scris sau verbal? Nu, pot fi și în scris, pot fi și verbal. Eventual, dacă sunt anumite situații, ni se comunică problematica în scris. Dacă sunt și situații când poate să ne le dispună în... verbal. Adică vreau să zic ce vă poate spune un consilier local, să vă sune și să vă spună, vedeți că e o bătaie între țigani pe strada care e. Asta nu e o dispoziție, asta e o sesizare care o luăm ca atare și... Dar practic apelurile de la 112 vă sunt direcționate și dumneavoastră? Noi nu avem acces la 112, deci nu sunt direcționate și nu răspundem la apelurile de la 112. Nu răspundeți, dar dumneavoastră puteți primi de la, eu asta vreau să spun, de la... Nu. Deci nu, în cazul unei altercații între două, eu la o bătaie mă gândesc, unde trebuie intervenit rapid. Atunci intervine poliția și jandarmeria, nu poliția locală. Dacă apelurile sunt făcute la 112, acestea sunt dirijate către poliție și jandarmerie. Sau ambulanță. Dacă e nevoie de ambulanță sau în alte situații, dacă e vorba de intervenția pompierilor sau... Deci astea sunt ambulanța, pompierii, jandarmeria, poliția. Sunt situații când suntem solicitați telefonic de către poliție pentru a veni în sprijin. Sau în alte situații când noi solicităm poliției sau jandarmeriei să ne acorde sprijin într-o situație când considerăm că oamenii care sunt în teren nu sunt suficienți și nu pot face față problemelor. Da, practic nu intrați în conflict de atribuții cu alte instituții, cum ar fi IPJ sau jandarmeria în acest caz. Deci nu se intră în conflict, legislația este foarte clară, noi avem atribuții pe ordine și liniște publică și paza a bunurilor. Pe circulația rutieră aici avem atribuții limitate. De asemenea avem atribuții pe disciplina în construcții și afișajul stradal.
protecția mediului, activități comerciale, evidența populației, alte domenii de activitate. Deci o parte se suprapun cu poliția și jandarmeria în ceea ce privește ordinea și liniștea publică și circulația rutieră. Celelalte atribuții sunt... Bun, și cu circulația rutieră cum faceți? Deci puteți da amendă unei mașini care a parcat regulamentar și poate veni și polițistul de la circulație să o amendeze. Având în vedere că Poliția Municipiului, biroul rutier, au și ei lipsă de efective, noi avem un protocol, o înțelegere în a aplica sancțiunile și de regulă nu ne suprapunem pe unii peste alții. Noi acționăm în ceea ce privește competența noastră dată de lege, respectiv pe opriri, staționări, accesul interzis, bicicliști, căruțași, trafic greu, pietoni, așa, iar ei acționează pe celelalte domenii de activitate, în principal. Sigur că există situații când intervin și ei. Noi nu putem să sancționăm la viteză, la convorbirea... Pentru că nu aveți radare. Nu avem radare, nu putem aplica sancțiuni pentru lipsa centurii, pentru vorbitul la telefon. Deci, sau mai nou o să fie fumat în mașină. Exact. S-ar putea... Sunt strict delimitate aceste atribuții. Și atunci practic, dumneavoastră formați patrule mixte cu poliția sau jandarmeria? Cu poliția municipiului avem patrule mixte comune, zilnic. Știți că a fost o crimă în urmă cu un an de zile. Haideți să vedem, să vedem puțin acolo, în zona respectivă, se patrulează sau nu? A trecut o patrulă în... Sunteți la curent cu... Bineînțeles că știu despre crima ce este respectivă. Toată lumea spune, uite, o crimă pe malul Someșului, în mijlocul orașului, în centru nou, nicio patrulă, nimic. De ce? Nu putem spune că nu au fost patrule. Deci, de regulă, există patrule atât ale poliției, cât și ale poliției locale în zona centrală. Și... avem patrule independente în cartiere și în diferite patrule auto care merg pe zonele mai îndepărtate și marginale ale municipiului. Au fost patrule repartizate în sector. Acum, că au trecut, deci vă dați seama că un sector din ăsta ar cuprinde toată zona centrală și merge până după tribunal, prin zona hotelului sport. Aha. Deci acolo practic au fost doi oameni care au de făcut un traseu durează o oră, să zicem. Cel puțin. Da. Și bineînțeles că multă lume spune, ăștia se plimbă. Păi, tocmai asta e scopul lor de a se deplasa, nu într-un pas alert, pentru a putea observa ce se întâmplă în jurul lor. Sigur că mai sunt situații când cetățenii au și dreptate, că se mai scapă câte o anumită problemă și nu se observă la momentul respectiv, dar... asta este. Mașina poliției locale cu ce viteză trebuie să meargă? Nu există. Cu viteza legală care se Nu, dar ca să observi. Deci nu... Bun, ați spus că deci e în patrulă cu mașina. Nu poate să meargă... 5 km pe oră. Nu poate să meargă cu standard, cu viteză foarte mică, da? Dacă este în trafic, pentru că automat ar trebui să fie sancționat de colegii de la municipiu pentru că obstrucționează traficul. Da. Deci în patrulare trebuie să meargă, eventual au dispoziție de a patrula într-o anumită zonă, lasă mașina parcată într-un anumit loc, după care coboară și pe o rază de 200-300 de metri patrulează și pe destru. Pentru că din mașină oricum nu se poate observa tot ce se întâmplă în jurul, doar pe stradă. Trebuie să intre și în area blocurilor, să zicem, sau pe zone mai... Da. În ce domeniu se dau cele mai multe amenzi? În domeniul în ordine publică sau siguranță rutieră, circulație? Deci, cele mai multe le avem într-adevăr pe siguranță rutieră. Dar trebuie să avem în vedere și faptul că pe ordine publică suntem trei forțe, trei instituții care aplicăm sancțiuni. Și
raportat la aceste activități, sancționăm atât noi, cât și Poliția Municipiului de la Ordine Publică, cât și Jandarmeria, în funcție și de sesizările care le primește fiecare. Da, ați dat amenzi de pildă pentru întinsul rufelor afară, pentru faptul că proprietarii de câini nu-și curăță după, mă rog, după animalele care le prind. Pentru că asta, de pildă, întinsul rufelor, mi-aduc foarte bine minte, a fost votată în Consiliul Local. Deci s-au aplicat astfel de sancțiuni, mai mult pentru scuturatul rufelor care creează... Da, a fost sancțiune sau avertisment? Au fost, păi tot sancțiune. Da. Sancțiunea este și avertisment. Bun, așa, e sancțiune, dar... De regulă încercăm să mergem cu partea mai blândă când aplicăm sancțiunile, mai ales pentru anumite fapte. La fel și pentru lăsatul câinilor în stare de libertate, pentru necurățarea sau pentru faptul că nu au asupra lor proprietarii câinilor ustensile pentru curățat, da, sunt aplicate sancțiuni. Și astea se aplică și în funcție de atitudinea fiecărui proprietar de câine. Pentru că unii sunt înțelegători și spune, da, domnule, mi-a scăpat, am uitat să iau ustensile, voi sau curăță, chiar da, dacă nu are asupra lui. Altul începe să ridice tonul, să vocifereze și atunci, sigur, și se aplică avertisment la cel care are o atitudine conciliantă și amenda pentru ceilalți care... Da, mai... pentru că noi primim multe telefoane de la părinți revoltați, care, mai ales în cartiere, își lasă copiii în parcuri și copiii calcă în tot felul de rahat de câine, înțelege? Deci aici e problema, pentru că un proprietar de câine își duce câinele la plimbare la verdeață. Oriunde e verdeață, unde se joacă și copiii. Asta e absurd. E absurd și vom face din nou propuneri la noua conducere a primăriei ca să amenajeze locuri speciale pentru plimbatul câinilor. Pentru că nu mi se pare nici mie corect și normal că acolo unde sunt spații de joacă și parcuri și verdeață, și verdeață, da? Și unde merg cetățenii cu copiii lor să aibă și câinii acces și să calce exact cum spuneți. Păi da, știți cum e într-un parculeț de joacă, e și un spațiu de nisip. Păi acolo merge și câinele să-și facă nevoile. Și normal, lași copilul de un an, da, să se joace nisip, când acolo el găsește tot felul de alte chestii care alte obiecte, da, deci de asta joc. E și degeaba ne sună părinții și spunem, păi unde e poliția locală? Nu știu, na, în fine, dacă nu se dau amenzi drastice pentru așa ceva, nici n-ai cum, deci, pentru că umblă vestea, înțelegeți? Adică dacă un proprietar de câine i-a amendat cu 1000 de lei, le spune și altora, vezi că uite ăștia nu se joacă. Deci amenzile nu sunt chiar atât de mari, de la 200 la 500, dar se aplică. Și vreau să vă spun și să afle și locuitorii municipiului Satu Mare că numai poliția locală poate să aplice aceste sancțiuni la hotărârea de Consiliu Local. Deci în hotărârea de Consiliu Local este puternicit să aplice sancțiuni atât Poliția Municipiului cât și Jandarmeria. Deci oricine dintre forțele de ordine publică pot să aplice aceste sancțiuni. Pentru că... Da, numai că ei nu știu cât se plimbă prin cartiere, că ideea e acest lucru se întâmplă... Patrulează. Deci patrulează și Poliția Municipiului. Da. Au sectoare de patrulare, la fel și Jandarmeria. Deci fiecare dintre cele trei forțe au zone de patrulare și prin cartiere. Iar la sesizare, la sesizarea telefonică trebuie să meargă oricare dintre noi, să mergem și să luăm măsurile. Asta dacă vă sesizează pe dumneavoastră. Da. Dar și la poliție se poate, bine, nu prin 112, că nu e o situație excepțională ca să apelezi la 112 pentru o astfel de situație, dar sunt celelalte numere de telefon care pot fi apelate. Bun, dar dacă cineva, un părinte, vă spune, uitați, e un proprietar de câine aici care se plimbă cu câinele, puteți veni, veniți, ajungeți, sau luați în seamă sesizarea asta? Bineînțeles. Luăm toate sesizările și de multe ori, probabil că o să ajungem și acolo, ne autosesizăm noi. Atât aflându-ne în teren,
sau prin intermediul camerelor de luat vedere, operatorii care sunt acolo, asta e obligația lor, să urmărească zona care e acoperită de camere și să observe toate neregulile care se întâmplă în jur și totodată să dirigeze agenții care se află în teren către locul respectiv pentru a lua măsurile ce se impun. Da, am discutat chiar la început despre o situație în care un polițist local surprinde un hoț, să zicem. Ce face cu el? Prinde hoțul, îi dă drumul, cheamă Dacă un ajutor? A surprins sau a fost sesizat cu privire la comiterea unei infracțiuni, polițistul local ia primele măsuri de asigurare a locului faptei, de a prinde făptuitorul și a identifica eventualii martori, după care anunță poliția, îl predă făptuitorul cu bunurile sustrase, dacă e vorba de un furt, și sunt găsite asupra lui polițiștilor, care continuă cercetările. Dar, practic, dacă sunteți sesizați că a avut loc un furt, a fost o spargere de beciuri, da? E clar. Ce faceți? Veniți și constatați sau chemați noi poliția? Noi nu avem competența de a constata. Deci, automat, îndrumăm să se adreseze poliției municipiului. Doar în cazuri de infracțiuni flagrante, deci flagrante când suntem sesizați, atunci luăm măsurile despre care v-am spus. Da. Care a fost cea mai grea misiune a unui polițist local din ultima perioadă? Păi, cele mai grele care le consider ei acum sunt cele de dirijare a traficului în situațiile create de lucrările care se fac la podul Decebal. Pentru că și aici, dacă ați văzut, într-o parte a podului acționează agenții noștri de poliție, în partea cealaltă, respectiv la finanțele, în fața finanțelor publice, acționează poliția municipiului. Tot în baza unei convenții avute și datorită lipsei de efective. Și atunci, sigur, nu este ușor să stai în stradă câteva ore și să dirijezi, să fii atent, să nu creezi busculadă, să încurci mai mult circulația, deși am observat că sunt și cetățeni mulțumiți care afirmă că poliția locală mai mult încurcă, dar vă spun eu că nu încurcă, ci la fiecare flux de culoarea verde a semaforului trec cel puțin 6-7 mașini în plus dacă sunt ei acolo. Pentru că lasă efectiv peste culoarea galbenă să treacă mașinile. Și în situația în care dintr-o parte se observă că nu sunt mașini, atunci automat dau drumul la zona de unde sunt. Da, numai că nu sunt tot timpul, poate aveți niște ore. Da, sunt orele de vârf unde acționăm. Atât noi cât și poliția municipiului, respectiv în dimineața între 7 și 8, 8 și 30 de minute și după masa de la 14:30 până la 15:30-16. Da. Practic, poliția locală cum a luat ființă? Este urmașa gardienilor publici sau a poliției comunitare? Sau și? Deci a fost așa un rând, a fost prima dată gardienii publici, după aia poliția comunitară și în 2010-2011 poliția locală. E adevărat. Deci, da, sau e urmașa acestor două instituții, a gardienilor publici sau a poliției comunitare, dar la înființarea poliției comunitare, o mică parte dintre agenți au fost recrutați, în sensul că au susținut un examen, doar cei care aveau liceu, cel puțin liceu și bacalaureatul luat. Ori în corpul gardienilor publici au făcut parte, din corpul gardienilor publici au făcut parte și oameni care aveau o școală profesională sau liceu fără bacalaureat. Iar după, din 2010, poliția comunitară s-a transformat în poliție locală, unde s-au dat și mai multe atribuții și s-a venit cu precizările de a urma aceste cursuri de formare inițială pentru toți angajații care lucrează în ordine publică și circulație. Deci, în celelalte domenii nu e obligatoriu acest curs.
Domnule director, a fost campanie electorală, candidații la primărie au avut tot felul de idei cum să eficientizeze activitatea poliției locale. S-a discutat inclusiv despre montarea de GPS-uri la polițiștii locali ca să fie mai bine supravegheați și să fie și mai bine îndrumați. Da, s-au vehiculat astfel de idei și aș vrea să vă spun că la nivelul primăriei municipiului Satu Mare, în 2015, era în derulare un proiect, era chiar în faza de licitație a acestui proiect, care conținea extinderea rețelei de camere video pe de o parte și pe de altă parte o altă componentă era de dotare a polițiștilor locali cu stații de emisie recepție radio. Aceste stații urmând a fi dotate și cu GPS. Din păcate, acest proiect a căzut, întrucât Ministerul Dezvoltării a spus că dacă nu se poate implementa până la 15 decembrie, în totalitate 15 decembrie 2015. Deci a trecut. A trecut. De-aia vă spun că, din păcate... Bun, dar campania electorală era în iunie, deci vreți să spuneți, candidații știau de acest proiect și... Acum, probabil știau sau nu știau, dar acesta ar fi un lucru foarte bun, să reușim să dotăm atât mașinile cât și stațiile, că de regulă pe stații se poate monta, se poate și alt echipament, dar încarci omul cu diferite echipamente în plus. Dar pe stația de emisie recepție se poate monta GPS-ul și poate fi monitorizat în orice moment și în acest sens eficiența lui e alta, pentru că îl poți dirija mult mai bine, îl poți și urmări, îl poți controla, mai degrabă să folosesc termenul de a controla, nu de a urmări agentul. Adică să nu stea prea mult într-un loc, că sunt foarte mulți care și spun... în fine, că stau polițiștii, mai ales iarna, stau polițiștii locali la căldurică, într-un bar și în loc să patruleze. Acum n-ai de unde să știi, el patrulează sau stă la căldură într-un bar și bea o cafea sau mai rău un șnap sau știu. Să știți că nu avem astfel de situații. Am avut în anii cu multe înainte, dar am luat măsuri de a sancționa și de a evita astfel de situații. În ce privește ideile, a adus ceva nou, noul primar, noua conducere a primăriei, a adus ceva nou în organizarea poliției locale? Păi, idei noi sunt. Acum domnul primar este într-o, să-i spun așa, o evaluare a activității, nu numai a noastră, a tuturor serviciilor subordonate și urmează ca să ne transmită toate observațiile, noua conducere și, bineînțeles, în limita legalității, să acționăm în consecință. Și această idee s-a discutat chiar la început de mandat, să încercăm dacă vom reuși să rescriem proiect cu monitorizarea video pentru extindere și cu GPS-ul. Da. Cum s-ar putea, de fapt, eficientiza activitatea poliției locale? Cum ați putea prinde toți oamenii care aruncă gunoaiele, care nu curăță trotuarele de zăpadă, care... Deci, în primul rând, eficientizarea ar fi prin creșterea numărului efectivelor poliției locale. În al doilea rând, prin dotarea cu echipamente specifice, atât cu camere de supraveghere, cât și cu stații emisie-recepție și GPS-ul, care să poți dirija mult mai repede spre locul unde se sesizează că s-a produs vreun eveniment sau s-a încălcat legislația. Eu cred că acestea ar fi, în primul rând, cele mai bune idei de a eficientiza activitatea poliției locale. Practic, mi-am spus de personal. Care e situația cu personalul? Sunt 110 oficial pe schema de pe site. Am văzut fost, că sunt 110. La începutul anului am fost 110, acum suntem 104 din 150 de posturi pe care le... Deci, practic, 66% din schema de personal e acoperită. Cam așa, 67-68. Da. Așa, deci
Vă pot spune că personalul de conducere este undeva la 14 posturi pe care le avem la nivel de poliție locală, din care sunt ocupate doar 9, 5 sunt vacante. Iar personalul de execuție avem în total 136, din care doar 94 sunt ocupate. Și diferența 42 sunt vacante. Trebuie să, ar fi nevoie să scoatem posturile vacante la concurs și să atragem înspre noi oameni tineri care să fie dornici să lucreze în domeniul acesta. Dar, din păcate, mulți nu vin. Și datorită diferenței de salarizare, pentru că chiar dacă în anumite condiții, pe ordine publică, circulație, se lucrează în aceleași condiții ca și poliția municipiului și jandarmeria și lucrăm atât în cele trei schimburi, pe situații de intemperii, căldură, frig, ploaie, zăpadă, e o diferență de salarizare destul de substanțială și atunci sigur că mulți se orientează în momentul în care au o posibilitate înspre alte. Da, dar vedeți, la recent s-au făcut angajări la IPJ, au fost 10 candidați pe un loc, mai urmează încă, se vor mai scoate la concurs încă, nu știu, 50 de locuri. Deci totuși a fost o concurență foarte mare, oamenii care au mers și n-au reușit. Nu s-au reorientat spre poliția locală? Ați dat anunțuri imediat? Nu. Când ați dat anunț de noi n-am scos, anul acesta n-am scos la concurs posturi, decât în sfârșitul anului trecut. Iar la Poliția Națională, când s-au organizat aceste concursuri, au fost și de-ai noștri care s-au înscris și chiar au luat examenul doi dintre ei, dintre cei care s-au înscris și au participat la concurs. Când am avut și noi posturi scoase la concurs, am avut, de exemplu, pe 5 posturi, 15 candidați. Sau pe alte 3 posturi, 10 candidați. Deci am avut în medie între 3 și 4 sau 5 candidați pe un post. Și noi, când am ultima dată. Cam care e media de vârstă a polițiștilor locali de pe teren? De pe teren este undeva în jur la 44-45 de ani. Da, deci e cam înaintată. Și tocmai pentru asta, ultima dată când am solicitat modificarea organigramei și a statului de funcții, toate posturile le-am transformat în sensul de a putea fi ocupate de către persoane tinere. Debutanți, asistenți, deci pentru debutant nu trebuie să ai vechime deloc. Deci din școală poți să particip la concurs. Pentru posturile de polițiști locale asistent este necesar la cei cu studii medii să ai lucrat 6 luni, minim 6 luni, cei cu studii medii minim un an. Și după aia celelalte trepte... Dar trebuie să aibă bacalaureatul neapărat. Neapărat bacalaureatul. Sau cei cu studii superioare să aibă... Bun, asta e clar. Studii superioare înseamnă studii superioare, dar... când veți face angajări din nou? Când veți anunța... Când veți scoate la concurs, noi, da? Noi suntem, ca orice instituție publică, suntem dependenți de bugetul care ni se alocă. În momentul de față așteptăm o rectificare pozitivă, în sensul că am mai cerut bani pentru salarii și atunci, în situația în care ni se va acorda, vom propune conducerii primăriei să vedem dacă avem posibilitatea în cursul acestui an sau în cursul anului viitor să mai scoatem posturi la concurs. Tot așa pentru debutanți, normal. Deci pentru tine, putem practic, să scoatem... Astea sunt posturile care le avem acum și asta este ideea de a atrage tineri care să... în timp să dobândească experiență, vechime și în același timp să fie și eficienți în teren. Da. Care este situația sediului poliției locale? Se știe de foarte multă vreme că
au fost probleme. Actualmente poliția locală stă în parterul unui bloc, în locul unei foste grădinițe. Este un sediu impropriu, aveți probleme și cu vecinii și cu parcarea și primăria a încercat de foarte multe ori să mute poliția locală din acel sediu. A fost o discuție de câțiva ani în legătură cu școala numărul 5, parcă nu? 3. Școala 3. 13, pardon. Școala 13 pe Botizului. Pe Botizului. Așa. Acum însă aveți o veste bună. Da, acum se lucrează la noul sediu la care am început lucrările în luna ianuarie. Cam în 2 luni de zile, cred, și avem promisiunea că vor fi terminate lucrările, după care să ne putem muta într-un sediu nou. De fapt, e o clădire veche, dar modernizat. S-au făcut lucrări de la A la Z, reparații destul de ample, pentru că acea clădire n-a fost folosită de mult vreme, de mulți ani de zile. Deci este vorba despre sediul CMJ-ului. Nu este. Cum se cheamă acum? Deci, cazarma, fosta cazarmă militară din centrul nou. Unde se află centrul militar județean, sunt la etajul, iar acest sediu alocat nou este la parter, parte din acea clădire. Și cum spuneți că n-a fost folosit? Pentru că după anii 90 unitățile militare s-au restructurat și multe dintre ele ori s-au desfințat complet, ori s-au dus în altă parte. Deci acolo au fost multe unități militare, dar nu, după ce s-au restructurat. Deci acolo era un spațiu neutilizat? Neutilizat, da. De câtă vreme? Păi, cred că din... De 10 ani sau de 9? Cred că din 93-94. Deci aproape 20 de ani. 20 de ani. Și cui a venit ideea să mute sediul poliției locale acolo? Păi, în primul rând, noi am solicitat acel spațiu. Pentru că am luat la cunoștință că este disponibil și am solicitat, nebeneficiind de spațiu de pe Botizului, care de fapt ni s-a atribuit și acel spațiu, printr-o hotărâre de Consiliul Local. Da, dar nu dar putea fi schimbată destinația și trebuia aprobată de la Ministerul un ok Educației. De la Ministerul Educației. Lucru și care acolo nu s-a acordat, deși a fost păcat că s-a distrus mult mai mult după aceea. Da. Neprimind acest aviz, atunci am tot căutat spații unde să găsim, să fie mai eficient. Și atunci dumneavoastră ați cerut avizul de la... Noi am cerut primăria... De la Ministerul Apărării Naționale. Nu. Spațiul, toate clădirile de acolo aparțin, cu excepția unde funcționează Poliția de Frontieră, au fost predate de către Ministerul în baza unui protocol și a unei hotărâri de guvern, au fost predate municipiului Satu Mare. Deci municipiul Satu Mare este proprietarul acelor spații, inclusiv unde funcționează universitatea. Da, pentru că și, da, nu e o idee nouă de a muta primăria în zona respectivă. Da, a fost deci, și la un moment dat, primarul Coic avea intenția de a muta aparatul primăriei din Palatul Administrativ acolo. Dar acolo trebuie lucrări ample pentru a putea muta. Sunt de durată, să zic așa, tot ce... Așa, practic, dacă știți, cât la sută din clădirea asta enormă de acolo, fosta cazarmă, este folosită? Deci acolo sunt mai multe instituții. E sigur Poliția de Frontieră, e CMJ-ul, da? E CMJ-ul care... folosește cam o pătrime din cele două corpuri care sunt ale primăriei. Este universitatea care la fel folosește cam mai mult de o pătrime din suprafață. La un capăt este serviciul de înmatriculare auto, unde este sala de examinare auto și ce mai au ei pe acolo, o parte din spațiu. Și mai sunt câteva spații folosite de Poliția de Frontieră și spațiul care ni s-a practic, atribuit nouă. Practic, dumneavoastră, cât la sută din total folosiți? Păi, tot un sfert? Nu, mai puțin.
Deci mult mai puțin. Mult mai puțin. Deci câte săli vor fi? Deci n-aș putea să vă spun de săli. O clădire din aceasta are cam 1000 de metri pătrați amprenta la sol. Deci 2000 de metri pătrați, noi cam 500, într-o clădire, 2000 în cealaltă. Noi am primit 512 metri pătrați. Deci, practic, tot sediul poliției locale va fi amenajat pe 512 metri pătrați. Cam câte săli? Aproximativ? Am recompartimentat. Vor fi cam 14-15 săli. N-aș putea să vă spun exact. Și ce se va întâmpla cu vechiul sediu? Care a fost o grădiniță pe vremea. A fost o grădiniță, este impropriu, mai ales pentru activități de genul cum am fost noi acolo, pentru că, într-adevăr, cream disconfort locuitorilor. Acolo, la noi, fiind program non-stop, veneau oameni cu diferite probleme sau erau aduși de către patrulele noastre, care vă dați seama că erau nemulțumiți din multe puncte de vedere, da. Sau aveau și alte grade la... Bun, ați avut de-a face și cu bețivi și cu da. Oameni recalcitranți, ați avut și scandaluri o parte din, și probleme cu parcarea. Deci din, știu de problemele cu parcarea. Exact, și parcarea a fost de mulțumit. Ocupați spațiul oamenilor care lucrez la bloc. Exact. Da. O parte din el deocamdată mai ne este necesar pentru magazie, depozit, arhivă. O parte, nu știu ce se va întâmpla, primăria va dispune ce să se facă sau ce anume, cine să se mute în acel spațiu. Așa, ați amintit de arhivă. Practic, dumneavoastră, cât timp trebuie să păstrați documentele? Este o nomenclatură arhivistică în care sunt precizate pe categoria de documente câți ani se păstrează, de la 5 ani în sus. Cel puțin 5 ani, cel mai... Bun, câte dosare aveți pe an? Nu, arătați-mi așa o... Deci, să știți că o cameră. Se adună, nu o cameră, dar nu se adună ca la Poliția Națională sau în altă parte, dar se adună și la noi. Pentru că lucrăm cu foarte multe documente, există orice... sesizare depusă la noi, scris. Se adună... 3, 5, 20 de coli la o simplă, să zicem, sesizare scrisă. Iar celelalte documente care le întocmim noi, inclusiv partea financiar-contabilă care le trebuie păstrate 50 de ani și mai bine, unele dintre ele, unele sunt cu caracter permanent care trebuie... Da. Deci, practic, dumneavoastră mai aveți un sediu în Grădina Romei, în Casa Verde, aveți câteva... E un spațiu, unde este amenajat. E un spațiu unde e amenajat sistemul de supraveghere, unde sunt, practic, sistemul de supraveghere al camerele video, sau cum se cheamă. Da. Deci, are un nume. Exact așa sistemul spune. Sistemul de supraveghere. Super. Așa. Spuneți-mi câte camere video sunt, cam unde sunt amplasate și câte ați vrea să mai cumpărați. Deci sunt 66 de camere în prezent amplasate în municipiul Satu Mare. Adică acestea sunt amplasate în marile intersecții, la intrările și ieșirile din oraș, în toate intrările și ieșirile din oraș, sau pe căile de intrare-ieșire, așa, în piețe, avem amplasate în zona unde sunt amenajate locuri de joacă, dar nu în toate, că pe parcurs s-au mai... Construit astfel de locuri și în zonele aglomerate, cum ar fi zona centrală, deci calea Transilvania, calea Traian, gară, intersecțiile principale, Burdea, Crinu. Primăria mai vrea să cumpere, am înțeles, mai vrea să cumpere camere video. Despre ce ar fi vorba? Deci, pe proiectul care l-am avut înainte, au fost prevăzute 77 de camere. Încă 77? Încă, pe lângă acestea. Dar aici s-ar putea și mai multe. Deci ar fi nevoie de mult mai multe.
Chiar am făcut o evaluare cu colegul care e specialist în domeniu și care are în responsabilitate acest serviciu de supraveghere video. Față de acum un an, prețul acestor camere a scăzut destul de substanțial, performanța camerelor e mai bună, deci... Și ar trebui înlocuite camerele care sunt, sau? Ar fi nevoie, dar deocamdată fiind pe fonduri europene, trebuie să așteptăm până ce se iese din termen. Și proiectul ăsta a fost un proiect care a trenat foarte multă vreme, pentru că se știa de instalarea camerelor video de mulți ani. Este o procedură foarte greoaie, mai ales când se lucrează cu fonduri europene. Deci de aia s-a trenat. Și faza de licitație a... mai ales pe acest proiect, a început undeva prin februarie, dacă nu greșesc, și abia a fost implementat în octombrie 2014. Tot din cauza contestațiilor la licitații? Contestații, sau? Licitații, solicitări de clarificări și toate acestea trebuie dat răspunsuri. Este legislație și procedură care trebuie să urmeze foarte strict. Da. Practic, câți oameni supraveghează camerele? În prezent avem doar 7 care operatori care supraveghează sau sunt în... Bun, astea sunt supravegheate non-stop? Non-stop, 24 din 24. Și atunci cât sunt pe schimb? 2? Deci 2, uneori câte 1, că trebuie să le acorzi și timpul liber aferent. Da, și... da, păi da, deci, în organigramă avem 10 operatori. Am gândit noi ca să poată fie câte 2 efectiv în fiecare schimb și să poți să acorzi și timpul liber, pentru că lucrăm și sâmbătă, duminica, trebuie să le acorzi în sărbători legale, trebuie să le acorzi timpul liber respectiv. Dar deocamdată doar 7 sunt și... Așa. Aș vrea Bun, și poate unul să supravegheze 66 de camere și să și observe ceva pe el, să observe ceva, și ăla trebuie să stea Să nu vă închipuiesc că el stă cu privirea pe toate cele 66 odată. Că nu este posibil. Bun. El, sau cei care sunt de serviciu, analizează. Ei trebuie să ia fiecare cameră, de regulă, și să acele care pot fi și mișcate, avem camere fixe care nu se, deci se observă, se filmează doar un anumit segment din domeniul public, iar cele care sunt rotative, poate să le mute, să vadă, să observe în diferite puncte și au obligația ca să lucreze cu fiecare cameră de acest gen și să observe. Aș vrea să vă spun că în momentul de față avem 7337 sesizări făcute de personalul, deci sunt autosesizări până la urmă. Da, de fapt, ei au văzut prin sistemul de supraveghere video de la implementarea acestora. Adică 2014? Da, octombrie 2014 până acum au fost 7300 de autosesizări. Deci, da, în 2015 reguli constatate cu camerele. În 2015 au fost 3323 și anul acesta 4014. Deci mult mai multe. Da, să știți, pentru că s-au specializat și ei acum pe parcurs, deci, pentru că au altă altă eficiență și aceste sesizări au fost transmise colegilor din teren și, pentru a se deplasa și să ia măsurile legale. Bun, dumneavoastră, deci ați dat foarte multe amenzi, dați foarte multe amenzi, dar urmăriți vreodată dacă se și încasează rata încasării amenzilor? Rata încasărilor, deci atâta cât putem, lunar noi trimitem în debit la primăriile de domiciliu ale contravenienților procesele verbale. Da. Dar înainte de a le trimite, în principal la municipiul Satu Mare, pentru că ar fi, o să revin, solicităm la Direcția de Impozite Locale să ne comunice acele procese verbale care au fost încasate, pentru că dacă nu știm, noi trebuie să le trimitem toate, chiar dacă au fost plătite. Pentru că acum
Nu există o obligativitate a contravenientului de a trimite copia procesului verbal sau copie după chitanță, cum că a chitat... Da, trebuie să o trimită prin e-mail. Dar nu este o obligativitate. Nu este obligat. Nu este prin lege, nu are obligația. Deci, și atunci nu avem de unde să știm dacă s-au încasat sau nu. Deci ce se aplică, acele sancțiuni care se aplică celor care domicilează în satul mare, avem controlul asupra lor, dar asupra celor care sunt din alte localități nu putem. Bun, și așa, aveți un procent, ați putea să-mi spuneți un procent, cât la sută din sătmăreni și plătesc amenziile pe care le dați? Sunt în jur la 30-35, dacă ajungem la cifra asta. Deci 30-35%. Da. Bun, dar sătmărenii care nu își plătesc amenda, atunci nu pot nici... să vândă, să cumpere, să-și machineze mașina. Și le plătesc. Și le plătesc. Sau le plătesc în acel... Le plătesc în momentul în care... Nici impozitul sau impozitul poți să-ți plătești. Nu. Poți să-ți plătești impozitul sau nu? Nu. Deci dacă ai sunt obligați să plătească prima odată dată plata amenda. Odată cu plata impozitului... Să plătească și amenda. Trebuie să plătească și amenda. Și totuși tot nu înțeleg. De ce 30-35% pentru că, rata de încasare? Pentru că sunt și persoane care n-au venituri și... Acelea. Deci dumneavoastră dați mai mult amenzi la cei care nu și le pot plăti? Nu mai mult. Deci să știți că sunt, de regulă, aceștia sunt cercetori, da. Prostituate, persoane care, într-adevăr, venituri, care nu într-adevăr deranjează ordinea și liniștea publică. Așa, și prin prezența înțeles. Lor, și prin strigăte, și prin comportamentul din stradă, dar n-au venituri și atunci nu pot fi... Atunci degeaba le dați amenzi. Bine, dar nu poate fi transformat în muncă în folosul comunității, nu? Vedeți că asta e. Da. Nu se dă degeaba, pentru că aceste amenzi, după ce se fac verificări de către Direcția de Impozite și Taxe Locale și stabilesc că nu pot fi încasate amenzile, atunci se face sesizare către instanță de judecată pentru a fi transformate în muncă în folosul comunității. Și știți de cazuri din astea în care au fost transformat și omul da, sunt foarte multe. Sunteți în situația de a da amenzi oamenilor, cerșetorilor, spuneți, oamenilor care locuiesc sub pod. Păi aia ce naiba să văd? De unde se găsească primăria, dacă n-au nici domiciliu? Vedeți, multă lume ne acuză că nu luăm măsuri. Da. Deci dacă nu luăm măsuri de a sancționa, chiar... conștienți fiind că nu are de unde să plătească, atunci cetățeanul care trece pe lângă persoana în cauză și pe lângă agentul constatător zice, doamne, nici măcar n-a luat nicio măsură față de el. Dacă luăm măsuri, suntem condamnați că de ce am sancționat persoanele de acest gen. Dar tu ce armă există împotriva deci, lor? Îi luați la bătaie, mai ia câte un agent de poliție, n-are voie să ia... N-au voie, deci asta își... Haideți să toată lumea știe, poliția bate. A fost pe vremuri când s-au mai aplicat și astfel de tratamente, dar nimeni nu își riscă locul de muncă pentru așa ceva. Pentru că dacă ia vreo măsură de acest gen, care este interzisă, își riscă locul de muncă. Și nu numai locul de muncă. Poate fi acuzat și de alte fapte dacă... Da. În ce privește amenziile, poate primi cetățeanul amenda prin poștă, așa cum se întâmplă la CNADNR? Amenda o poate primi prin poștă, dar noi nu aplicăm amenda direct, să zic, proprietarului de autovehicul, cum se aplică de CNADR. Pentru că la ei în legislație există această precizare că se aplică sancțiunea proprietarului autovehicului. La noi este o procedură mult mai greoaie. Adică solicităm proprietarului care figurează în evidențele Ministerului Administrației și Internelor că este proprietar al autovehicului. Solicităm date cu privire la persoana care a condus sau a lăsat mașina. A parcat mașina în locul respectiv. De multe ori mașina a fost vândută la a treia, la a cincea mână și trebuie să facem niște proceduri din astea birocratice care chiar să știți că deranjează foarte mult și costă mult. Orice solicitare de acest fel
costă acea trimitere cu recomandată, cu confirmare de primire, plus timpul. Timpul care... Îl pierde un angajat să sape după... Să caute. Dacă îți trimite proprietarul, am vândut la... și ne trimite un contract că s-a efectuat acea vânzare, automat trebuie să solicit la celălalt. Ăla iar la fel și vă dați seama cât... Că aici e birocrația. Nu știu, dar în principiu un om care vinde mașina nu mai are mașina pe numele lui, nici la finanțe. Ba da. Uneori radiază la finanțe, dar nu se radiază din evidențele Ministerului, Administrației și Internelor, pentru că... Bun, dar administrația locală, practic, instituția care dă amenzi pentru parcare, așa, ADP-ul, da? ADP-ul îți lasă în parbriz amenda. Lasă și tot așa trebuie cel care a condus mașina să meargă. Și noi lăsăm într-o primă fază o înștiințare pe parbriz. Dacă nu se prezintă la înștiințările lăsate pe parbriz, atunci solicităm în scris cu confirmare de primire să ne comunice datele șoferului. Dacă nu ne comunică datele, atunci aplicăm sancțiunea pentru necomunicare și nu pentru oprire. Și sancțiunea pentru necomunicare e mult mai mare. Atunci lăsați balta asta cu oprirea și... Nu, dar dacă persoana, proprietarul, sigur că nu poți să aplici, că nu știi cine a oprit, dar aplici pentru necomunicare. Iar pentru necomunicare, pentru persoană fizică, e de la 9 puncte în sus amenda, minim 9 puncte de penalizare, adică 1150 ori 9. Da. Am înțeles. Domnule director, toate instituțiile încearcă să-și externalizeze serviciile. Face asta și poliția locală? Nu numai că face. Noi facem de mult această activitate. Mă refer la reparații auto, la curățenie, toate le avem externalizate. Deci nu avem personal care... Aveți femei de servicii angajate? Nu e angajata noastră, este angajata unei societăți. Unei alte firme. Da. Da, normal că mașinile... Apropo de mașini, ce înseamnă parcul auto pentru poliția locală? Și cât de vechi este și cât de nou? Parcul auto este destul de vechi. Ultimele mașini achiziționate au fost acum 3 ani. Și cele mai vechi le avem de mult. De pe vremea gardienilor publici, da? Deci ați moștenit măcar parcul. Nu, de la ei n-am moștenit nimica, pentru că așa a fost, dar au fost multe care le-am achiziționat după ce au fost casate de către instituții publice și cu titlul gratuit le-am preluat noi și ca să avem, să le reparăm și dacă sunt mai multe, atunci... le poți... Sau luați piesele dintr-una în alta? Nu, le reparăm și le dăm pe rând ca să nu... Am înțeles, dar tot o să avea nevoie de un mecanic auto, că ar fi mai ieftin decât să duci la service mașina. E adevărat, dar un mecanic auto nu ar face față singur. Îți trebuie și atelierul, îți trebuie echipamente și mult mai multe. Asta se... Înțeles, și nu le puteți duce la Transurban, de pildă, să le rezolvați, să le... Păi și Transurbanul, de exemplu, cu ei avem spălătoria auto. Facem, avem contract de spălare autovehiculor la ei. Cu alte societăți avem reparații. Că și aici depinde cum au fost ofertele la momentul respectiv, care ofertele cele mai mici. Da. Domnule director, care ar fi cea mai mare reușită și cea mai mare dezamăgire din activitatea dumneavoastră? Cea mai mare... realizare sau reușită, zic eu că a fost în momentul când am reușit implementarea acestui sistem video. Pentru că, într-adevăr, prin el poți mult mai mult să-ți desfășori activitatea și să ai rezultate. Și totodată obținerea acestui nou sediu și... care sperăm să fie gata în curând și să ne mutăm, pentru că de 10 ani, al 11-lea an, am locuit în acel spațiu despre care ați amintit și dumneavoastră și știți că e foarte impropriu și care creează disconfort locatarilor din zonă. Da.
Și dezamăgirea? Dezamăgirea principală e că n-am reușit să extindem acest sistem video și să, și bineînțeles, dotarea agenților noștri cu stații moderne și sistemul GPS. Da. Dar sperăm că într-un viitor cât mai apropiat să... Am înțeles. Dacă ați fi ministru afacerilor interne, ați schimbat ceva în organizarea poliției? Da. Dacă aș fi ministru, în primul rând, aș iniția niște modificări legislative care să fie foarte clare și concise și nu cu multe interpretări care în domeniul de activitate, pe ordine și siguranță publică mă refer, nu? Pentru că multe dintre legile care le avem sunt foarte interpretabile și exact ce spuneam și vis-a-vis de sancțiunile aplicate la conducătorii auto care încalcă legislația, eu cred, după mine, personal, aș, cum este și în alte țări, aș responsabiliza proprietarul și nu șoferul. Că atunci, automat, da, proprietarul ar fi obligat să-și transcrie mașina și să nu mai... Am înțeles. Domnule Precup, nu vă tentează o carieră politică? Veți candida cândva la alegeri, la locale, să zicem, în 2020? Nu mă tentează și nu voi candida niciodată și nu mă voi înscrie în partide politice niciodată. Da. Domnule Precup, vă doresc succes în activitatea dumneavoastră în continuare. Să aveți noroc cu noul sediu. Mulțumesc că ați participat la această emisiune. Stimați telespectatori, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare cu Informația TV.